Bun găsit, da, din această echipă de negociere fac parte aproximativ aceiași parlamentari care s-au ocupat de fiecare dată de negocierile pentru moțiunile de cenzură care au fost depuse împotriva guvernelor PSD. Vorbim despre Raluca Turcan, Marian Petrache, sunt 11 parlamentari în total care se vor ocupa de aceste negocieri. Vor începe încă din această săptămână negocierile pentru trecerea prin Parlament a unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Viorica Dăncilă. Dar pentru că cei din opoziție au dreptul, toți de fapt au dreptul la o singură moțiune de cenzură pe sesiune, cei din opoziție spuneau că nu se grăbesc foarte tare să depună această moțiune de cenzură împotriva actualului guvern. Vor aștepta un moment prielnic, spuneau ei, pentru a depune această moțiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, pentru a fi siguri că de data aceasta vor avea succes și că moțiunea va trece și va pica guvernul PSD. Vom vedea așadar dacă vor reuși să facă acest lucru. Spuneam că încep negocierile din această săptămână, se va negocia om la om, spunea Ludovic Orban ieri într-o declarație de presă, faptul că vor discuta, citez, mai ales cu oamenii din partidele de la putere, deci și cu cei de la PSD, dar și cu cei de la ALDE, desigur, și se va negocia din nou om la om, ca și la moțiunea de cenzură de data trecută pe care au depus-o cei din opoziție, pentru a fi siguri că dacă sunt oameni nemulțumiți în Partidul Social Democrat, și am văzut că încep să apară rând pe rând în ultima perioadă, să fie siguri că acei nemulțumiți din PSD ar vota această moțiune de cenzură.